Racla care adăpostește moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava va ajunge și în această toamnă la parohiile și mănăstirile din cuprinsul eparhiei. Acesta este al patrulea an consecutiv în care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează o procesiune cu moaștele Sfântului Ocrotitor în semn de mulțumire pentru ajutorul și mijlocirea Marelui Mucenic înaintea lui Dumnezeu. În zilele de 23 și 24 octombrie, racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou va fi purtată prin cele 5 protopopiate din cuprinsul eparhiei, Suceava 1, Suceava 2, Rădăuți, Câmpul Lung Moldovenesc și Fălticeni. Procesiunea, la care va lua parte o delegație a Arhiepiscopiei, va începe luni dimineața, în data de 23 octombrie, când racla cu cinstitele moaște și icoana Sfântului vor pleca de la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Continuăm o tradiție începută de la întronizarea în Arhiepiscopiei Calinic, de a merge cu Sfântul prin întreaga eparhie. Vom parcurge în perioada 23-24 octombrie anului curent toate protopopiatele. Plecăm din sediul mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cu moaștele Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava și vom merge în protopopiatul Rădăuți până la Ulma. De aici vom trece pe la mănăstirile arhiepiscopiei noastre, Putna, Sihăstria Putnii, Sucevița, Moldovița și ajungem în prima zi seara la Câmpul Lung Moldovenesc. Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava vor sta aici la Câmpul Lung Moldovenesc pentru ca toți cei din jurul Câmpul Lungului să poată să ajungă să se închine și în același timp să participe la slujbele care au loc aici în noaptea respectivă. A doua zi dimineață, la ora 5:30, vom pleca spre Vatra Dornei, vom ajunge la Broșteni, de la Broșteni vom trece Puzdra și vom ajunge din nou intrând în protopopiatul Fălticeni prin Brăiești, Băișești, Cornulunce. De aici vom merge la mănăstirea Slatina, la mănăstirea Slatina vom intra la mănăstirile Sihăstria Râșcă, Râșca, Cămârzani și vom ajunge prin Dolhești să ne întoarcem din nou la sediul mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Așteptarea credincioșilor este una plină de emoție. Când ne întâlnim cu dânsii, bucuria se vede pe chipurile lor. Este o emoție deosebită. Ei simt în Sfântul Ioan un ocrotitor puternic și Sfântul îi vizitează cu toată bogăția de daruri. În moaștele Sfântului este o legătură a Harului Sfințeniei, a Părintelui Ocrotitor, a Sfântului Ioan cel Nou, care, deși a trăit acum 7 veacuri, totuși el este viu cu Duhul și este un ocrotitor puternic al cetății sale, de la Suceava, din Moldova și al întregii noastre țări. Totodată aducem mulțumiri părinților din parohii care așteaptă cu înfrigurare și cu emoție această venire a Sfântului Ioan cel Nou în parohiile lor. Însoțiți de credincioși, însoțiți de călugări din mănăstiri, însoțiți de călugărițe și de toți oamenii binevoitori, avem nădejdea că acest pelerinaj va aduce un plus de nădejde, un plus de credință și mai ales un plus de iubire în aceste timpuri tulburi pe care le traversează lumea întreagă. După binecuvântarea credincioșilor eparhiei, racla cu Sfintele Moaște va fi așezată în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.